Slăviți să fie Domnul în veci. Amin. Am deschis Scriptura la Psalmul 78, dacă doriți și dumneavoastră o puteți face, pentru că de aici, în mod special din primele versete, am ceva pe inimă pentru părinți și pentru copii. De altfel, versetele acestea le-a avut altcineva pe inimă mai întâi. Este un psalm al lui Asaf. Și în versetul 1 este scris: ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Adică el vroia neapărat să se facă auzit. Parcă se temea că dacă începe psalmul direct cu ce are de spus, nu sunt atenți. Și de aceea le-a spus mai întâi: vă rog, ascultați. Îmi deschid gura și vorbesc în pilde. Eu nu știu cât de direct sau cât de în pilde voi spune, dar scrie în partea a doua versetului 2: vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Acum în secolul 21, când deja avem informații despre alte planete și când atât de mult ne-am dezvoltat prin știința și tehnica, în mod special din penultimul secol, ce valoare pot să mai aibă lucruri din antichitate? Vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Haideți să ne gândim. Chiar recent, în domeniul științei, a fost parcă o reuniune, mi se pare, la Paris, și s-au combătut unii pe alții oamenii de știință, anulând acea metoda a carbonului de analiză a anilor scurși. Și acum sunt în căutare alteia. Tot parcă în ultimele luni au ajuns la concluzia că nu este valabilă ideea că omul, acel Homo sapiens, s-a tras din mai multe origini de pe pământ și că are o origine unică. Deci toate cele care nu concordă cu Biblia se răstoarnă. Iar cele care cel puțin se apropie de ideea biblică, prin contur. Hai să ne gândim la cartea Genesei. Când a fost mai mare înțelepciunea? Acum, când nici nu știm exact ce este pe alte planete decât abia dibuim, sau atunci când a fost creat? Evident că atunci. Noi nu știm nici exact distanța dintre ele. Și Dumnezeu a reglat-o după cea mai interesantă și înțeleaptă geometrie. Când a fost mai mare înțelepciunea? Acum când avem cele mai performante computere? Sau atunci când a creat Dumnezeu creierul uman? Nici nu se poate compara una cu cealaltă. Când a fost mai mare înțelepciunea? Acum când avem enciclopedii în toate domeniile, sau atunci când Adam a identificat toate vietățile și le-a nominalizat? Iată că suntem nevoiți să rămânem pe locul 2. Și pe locul 1 rămâne momentul creației. Momentul în care Dumnezeu a stabilit măsurile. Momentul în care ne-a creat. Dar parcă dintre toate cele create, un fapt deosebit de interesant rămâne momentul repetabil, că toate celelalte au fost create numai atunci și au rămas, pământul și celelalte constelații. Dar Dumnezeu, după ce a creat pe Adam și apoi într-un mod diferit pe Eva, prin ei a făcut să se nască alte ființe, numiți copilași, diferiți față de felul în care au fost creați îngerii. Și de atunci acest proces se repetă. Fiecare este o minunăție, fiecare copil. Să-L slăvim pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Așadar, dacă din aceste puncte de vedere menționate, tot Dumnezeu este mai înțelept, pentru că acea înțelepciune străveche este înțelepciunea însăși. Iar ce avem noi pe parcursul istoriei sunt informații scurse sau informații la care Dumnezeu ne-a permis să avem acces.
atunci să știți, în toate privințele, tot Dumnezeu rămâne înțelept. Și tot noi oamenii suntem limitați. Noi uneori ne uităm la copii și ne gândim câtă înțelepciune au și cum se trudesc ei cu jucăriile lor, cu viața lor. Dar mă gândesc că și îngerii și Dumnezeu se uită la noi și zice, se bucură și ei de ce au ei. Oricum, distanța de rațiune este mult mai imensă. Asta nu înseamnă că suntem înapoiați, doar atâta suntem dezvoltați. Dar să nu rămânem în urmă față de măsura care Dumnezeu vrea să ne ofere. Și în ideea aceasta unei înțelepciuni străvechi mă atrage ceea ce scrie mai departe. Ce ne-au povestit părinții noștri nu vom ascunde de copiii lor. Dar cum adică? Copiii noștri sunt a bunicilor? Aici chiar văd o bunică ce-și ține nepotul sau nepoata în brațe. Și dacă i-ai întreba pe bunici, simțiți ceva pentru nepoții voștri? Ne răspunde, bineînțeles. Nu degeaba Naomi a ținut și ea de copilul lui Rut, măcar că într-un fel nu era chiar din sângele ei. Și vom vesti neamului de oameni care va veni. Versetul 6, ca ea să fie cunoscută de copiii care se vor naște, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu a creat oamenii ca un copac. El a pus sămânța în rădăcină. Și apoi tulpina primară se numește Adam și Eva. Și din ei au început să crească așa o mică mlădiță numită Abel și s-a tăiat. Și n-a mai crescut nimic mai departe. A fost o altă mlădiță, la început plăpând, după aceea a devenit plină cu spini. Se numea Cain. S-a îngroșat tare, s-a făcut un neam care s-a implicat în industrie, în domeniul artelor. Și toată ramura aceea bogată, Dumnezeu l-a potop, a tăiat toate crenguțele. N-a rămas din nimic neamul acela. Dar a fost o altă mlădiță care s-a făcut și ea o creangă mare și se numea Set. Și Dumnezeu l-a potop, a zis, tăiați tot, răsați numai o rămurea mică, se numește Noi. Și imaginați-vă cum arată arborele omenirii. V-am spus, creanga asta a fost tăiată toată și s-a mai perpetuat prin Noe. Și apoi scrie de la Genesa 9 și 10 că s-au dezvoltat trei crești mari, după cum avem și astăzi rasele. Și uite, așa se dezvoltă omenirea. Din mine și din soția mea s-au născut câțiva, din ceilalți de aici, dintr-unii mai mulți, dintr-alții mai puțini, și uite așa e arborele. Și acum noi când ne uităm la arborul ăsta deja mare, ne reîntoarcem înapoi în istorie, la momentul când bunica și bunicul, să-i lăsăm pe părinți să stea liniștiți, să asculte slujba, se gândeau, oare să acceptăm să mai nască din noi o mlădiță? Oare s-au gândit ei atunci că din mlădița aceea va fi o creangă groasă, pe care la rândul ei vor crește mlădițe? Copiii noștri nu sunt numai a noștri, că nu de la noi o porni rădăcina. Noi suntem și noi în arbore. Și atunci mlădițele care se nasc din crenguța noastră o să spună ramura bunicilor, băi, vedeți că asta e creanga mea, cea mare. Noi suntem responsabili atât pe linie de viață, cât și pe linie de educație. Este un arbore. A cui copacul? Lui Dumnezeu. Nu e a nostru. Când am gândit la oameni cât de repede se scurge viața, oamenii se cred într-un fel stăpâni și am zis parcă la ultima înmormântare, nu numai că noi n-avem nimic, dar noi nu suntem nimic, adică noi, proprietatea noastră, scopul nostru, ce avem noi? Tot scopul și tot planul este a lui Dumnezeu, a lui să fie și slava în veci. Ei, în ideea aceasta vă rog să vă gândiți, suntem responsabili? Trebuie într-un fel să fim recunoscători, de aceea Dumnezeu binecuvintează ascultarea de părinți la tot copacul ăsta care e de la noi în jos. Și în același timp suntem responsabili de toate crengile care vor atârna pe noi, de aici mai departe, până când Dumnezeu va spune, gata, a crescut copacul destul,
După ce am tăiat toate crengile rele, Domnul să-l mute în împărăția sa veșnică. Și o să fie o familie mare, cum ne-am înțeles altădată. Vreau să vă prezint un moment din Biblie care reliefează acest aspect, Genesa 48. Iacov avea 12, 13 mlădițe din el și se uita așa ca un bunic cu plăcere. Și sunt scris în Genesa, nepoții lui câți au crescut dintr-o mlădiță după ce s-a îngroșat puțin așa, să poată să le susțină, crește și apoi mulțiți-vă. Și n-a știut de Iosif dacă are urmași, dacă trăiește, ce s-o fi gândit? Tăiată mlădița asta. Și într-o zi scrie din 48 cu versetul 1 că Iosif și copiii săi s-au dus la bătrânul bolnav. Faceți o vizită cu copiii la bătrânii care mai aveți să vedeți ce o să se bucure. Au dat de știre lui Iacov, versetul 2, și au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și citesc de la versetul 5. Acum cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt vor fi ai mei. Manase și Efraim vor fi ai mei, ca și Ruben și Simeon. Dar tată, n-ai avut destui 12 băieți și ăștia doi să fie ai tăi. Da. Și s-a împlinit ce a zis Iacov. Că între toate semințiile, când a fost împărțit pământul și mai târziu, sunt numărate și astea. Seminția lui Manase, seminția lui Efraim, numărate între celelalte, după cum a dorit bătrânul să fie a lui. Și ceilalți erau a lui. Nu sunt numiți și astăzi copiii lui Israel, cum se numește țara? Israel. Creanga asta toată a rămas Israel. În ideea aceasta vreau să spun ceva părinților și apoi ceva copiilor. Revin la Psalmul 78. De la versetul 4, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni, laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Dumnezeu nu ne-a pus pe noi ca părinți să facem ceea ce copiii n-ar putea să suporte. Priviți, vă rog, și amintiți-vă. E drept că le place copiilor să le spui întâmplări, să le spui evenimente din Scriptură și să cânte? Exact asta ne-a spus Dumnezeu. Când copiii voștri vor începe să prindă viață, inundați-i cu experiențe dumnezeiești. Pe de o parte, și mai întâi cele din Biblie, iar pe de altă parte cele din viața dumneavoastră sau din istoria sfinților și a bisericii. Să vestească neamului de oameni puterea. Se vor bucura copiii să audă, chiar dacă există și o tentă firească, poate în aspectul acesta, de un Samson, dar și de un Daniel care a rezistat în groapa cu lei, de un Iosif și de toate evenimentele acestea. La școală învață povești nemuritoare, vă spun eu că sunt muritoare. Astea sunt nemuritoare. Îi învață fel și fel ce-au gândit din scriitorii români. Unul o fabulă, altul sau știu eu ce avem scriitori străini. Dacă asta se trudește cei de la literatură să învețe, literatura biblică numărul unu pentru copii, fie literatura sfântă. Să vedeți ce frumos se va întipări asta în mintea lor despre puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a și spus evreilor să le spuneți tot traseul din Egipt spre Canaan. Și le plăcea îndrăznesc să spun la evrei și nouă uneori. Și uitați-vă, sunt mai multe predici, rugăciuni în Vechiul Testament. Le povestea toată istoria. Ce a predicat Ștefan, ce a predicat Pavel. Istoria luată la rând. Cât este de frumoasă. Decât să audă copiii dumneavoastră lucruri de la televizor, decât să fie mai familiarizați cu știu eu ce personaje imaginare, familiarizați cu întâmplări și învățături sfinte. Amin. Faceți-i să cunoască Biblia și istoria sfinților. Dar, asta e în prima fază, în a doua, versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Pe lângă minuni și cântare,
Este nevoie să le fie imprimate copiilor principiile sfinte. Să știe, acesta e bine, acesta este un lucru rău, minciuna, adevărul și toate celelalte, dar astea sunt lege. Este dovedit în plan psihologic, în plan practic, pentru cine nu cunoaște cel din tâi domeniul în mod suficient, că dacă învățăm pe copii de mici, așa vor practica până sunt mari. Dacă învățăm, de exemplu, să păstreze curățenia, așa va fi. Nu-i rău chiar să pui un afiș undeva. Hainele murdare se adună în coșul de haine pentru a fi spălate. Farfuriile trebuie toate adunate pentru a fi spălate la cuvet. Dar tot așa trebuie și în planul principiilor sfinte să fie lege pentru ei. Dacă vor ști că se poate și așa, și așa, și nu-i lege, sigur nu vor respecta-o. Le intră în sânge și se spune că obișnuința este o a doua natură. Să fie principial. Asta este voie, cealaltă nu este voie. Că până sunt mici, ei oricum tot nu înțeleg, vor crește pe măsura dezvoltării lor și în înțelepciune. De exemplu, un copilaș mic, poți să explici tu de ce nu este voie să umble cu cuțitul și cu bricheta sau cu chibritele? La 2 ani nu poți să explici, dar îi spui, asta nu este voie, explici cum poți. Dar nu o să înțeleagă el, pentru că asta îi mai place, mai cu seamă dacă este un băiat și locuiește undeva în grădină, poate să cioplească ceva. Va fi o mare plăcere să ducă cuțitele acolo, să nu le mai aducă înapoi. Și la fel o fată să facă alte lucruri specific feminine, să știe de legile acestea. Și acum vreau să vă dau un exemplu, îmbinând acestea două din Judecător 6. Să știți că pe copii trebuie să investi tare, tare mult și de multe ori până rețin asta. 6 de la versetul 12. Îngerul Domnului s-a arătat lui Gedeon și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon a răspuns: Rogu-te, domnul meu, am o nedumerire. Dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și noi suntem robi? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Ați reținut? În casă la Gedeon, tata lui Ioas povestea minuni. Dar respecta legea? Da, de unde? Că a trebuit copilul să facă ordine să scoate idolatria afară. De să nu creadă cineva că doar povestindu-le minuni la copii, dar nefixându-le legi și nerespectându-le lui, ei vă crește educați bine. Și să le spunem după aceea: dar nu v-am învățat, eu nu v-am povestit despre Daniel. Da, tată, mi-ai povestit despre Daniel, dar Daniel, nu mi-ai spus despre Daniel că la el legea era lege. Și a zis că nu o calcă, pe când noi călcam, că era zi de post, că nu, eu am învățat de la tine. Tu nu respecti ce să înțeleg frații la biserică. Măi copii, nu v-am spus despre Elcana că tot timpul mergea la biserică. Da, tată, dar la noi în casă n-a fost lege să nu lipsim de la biserică. Pentru că ei nu vor rămâne cu poveștile numai, dacă vor vedea că legea nu se respectă, vor zice: măi, o fi fost atunci, dar acum nu mai este. Nici tata nu mai ține. Nici mama nu mai respectă. De aceea, fie în casa noastră să troneze și minunea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu. Nu doar un Dumnezeu pe care să ne-l închipuim din minuni extraordinare, și un Dumnezeu care poruncește. Un Dumnezeu a cărui legi trebuie respectate, întâi de către noi și apoi de către ei. Ceva stil recabiți. Asta este porunca și asta o ținem. Doamne, ajută-ne! Și dacă părinții vor face așa, să știți că cel puțin câte vreme vor fi copii în casa lor, dar și după aceea, sunt mari șanse, pentru că este scris în cartea Proverbele: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni,
nu se va abate de la ea. Adică se imprimă pentru toată viața lui. În privința aceasta vreau să vă spun că și din Noul Testament, apostolii și învățătura lor se cuprindea în două. În limba greacă era kerygma și didache. Kerygma era toată viața Domnului Iisus în prezentarea ei. Cum s-a născut și ce scrie în Evanghelie, în mod special la început și la sfârșit. Iar didache erau învățăturile. Lăsați-le pe fiecare la locul lor, nu le confundați. De exemplu, adică sunt puțin drăguți, dar te apucă și mila uneori de unii care vezi că confundă kerygma cu didache. Știți că există, acum se începe seria unor sărbători. Se spune uneori, Doamne Iisuse, cum e astăzi, intră în inima noastră. Dar dacă numai azi îl invităm să intre în inima noastră, mă tem că săptămâna viitoare răstignim. Sau când este învierea, se spune, Doamne, să te naști în inima noastră. Dar vinerea ce spuneți? Doamne, să mai mori odată pentru noi, știți că nu mai poate muri. Este ca și cum aș duce eu acasă soției și aș încerca să trăiesc practic ce dumneavoastră sau cineva ar face vreo lege. Să-i spun soției mele, dragă, hai, mută-te la mine acasă. Și ea să-mi spună, dragă, dar de 18 ani sunt la tine acasă. Unde să mă mut? Dar și-am auzit la adunare că trebuie acum din nou să-i vine, intre Iisus în inima noastră. Asta pentru prieteni. Sau comparația mai mare ar fi cu copiii. Să îmi spună vreun copil, măi tate, să mă naști din nou. Măi, dar ești născut de câțiva ani. Deci astea sunt evenimente care și-au locul lor. Să nu confundăm evenimentele cu legile. Dar uneori se face din evenimente lege și nu mai sunt alte legi. Uitați-vă, vă rog, în bisericile astea seculare. Sărbătoarea asta e lege. Nu, astea sunt evenimente despre care vorbim. Legile sunt altceva, sunt principii care trebuie respectate și la sărbătoare și în cursul săptămânii. Ori dacă le confundăm, cu ce vor rămâne copiii noștri? Legi nu vor mai avea și din întâmplare am făcut tradiție. Le-am acumulat pe amândouă într-o parte și s-a răsturnat totul. Stă într-un picior, dar principii nu mai sunt. Evreii se țineau spectaculos de sărbători. Se țineau de tradiție, de istoria lor. Dar principii mai aveau? Nu mai aveau. Și acum vreau să le zic în a treia parte ceva copiilor și chiar adolescenților, de la versetul 6, ca să fie cunoscut de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari, să vorbească. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, și ținând cont de cele două, să nu uite lucrările lui, kerygma, și să păzească poruncile lui, didache. Copiilor, și cei care crește și sunteți liceeni, acum este vremea să vă puneți voi încrederea în Dumnezeu. Tot ce ați auzit de la părinții voștri, frumos. De asemenea, ați auzit că Dumnezeu are o lege, trebuie să vă apuce teama. Dar astea trebuie să devină pentru voi principii. Că dacă nu sunt principii și le-ați făcut de gura părinților și de ochii lor, când veți pleca de acasă sau când nu sunteți acasă, pentru voi n-au nicio valoare. Că n-aveți voi încrederea că trebuie spăzit. Și vreau să vă pun în față cazul Iosia. E valabil și pentru copii, 2 în Cronici 34 și pentru tineri. De la versetul 1, Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat. Pe clasa a doua să fi tot fost. El a făcut ce este bine și ne uităm noi la câte un copil și zice, ce copil cu minte, o fi ceva pocăit bun din el, nu se știe. Versul 3, în al 8-lea an, asta înseamnă 16, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său David
să se aprofundeze el. În al 12-lea an, asta înseamnă 20, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțim și idol, de chipuri cioplite, și la 26 de ani, versul 8, a avut o altă experiență. Momente de creștere spirituală. 16, 20, 26. Ei, nu anii trebuiesc preluați în mod direct, ci pașii concreți pe care i-a făcut. Dacă veți pune bazele astfel în viața voastră, va fi cu adevărat ceva de voi. Tinerii vin și se botează. Și ne întrebăm oare din cei de la ultimul botez câți vor rămâne? Pentru că din cei de la penultimul botez deja o fată s-a dus în lume. Iată cât de slabă încredere au unii în Dumnezeu. Dar nu se poate numai dacă tu te aprofundezi. Nu poate tata și mama să-ți transmită credință. Iar cât despre unii, nu vor ajunge să facă legământ cu Domnul. Dar chiar dacă vor ajunge, acum ceva pentru cei ce s-au botezat, că sunt la prima cină, și în virtutea legământului, astăzi au dreptul să se împărtășească. Vă citesc de la versetul 9. Fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei, pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voit să umble tocmai după legea lui, au dat uitării lucrările lui, minunile lui pe care le arătase. S-ar putea ca cineva să fie un pocăit născut din nou. Dar mai târziu în viață să nu rămână statornic legământului, deci l-a făcut, îl are. Și vă dau drept exemplu negativ pentru situația aceasta pe Ioram 2 Cronici 21. Avea un tată deosebit, Iosafat, care l-a învățat. Și pentru că era cel din tâi născut, a fost pus împărat. Citesc de la versetul 4. Când a luat Ioram în stăpânire împărăția tatălui său și când s-a întărit, a omorât cu sabia pe toți frații săi și pe vreo câțiva din capii lui Israel. A ajuns împărat la 32 de ani și iată de la versetul 12 ce scrie. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea: așa vorbește Domnul, pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău și a bunicului tău, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât și pe alții la aceste stări de păcate, versetul 14, iată, Domnul te va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevastele tale și tot ce este al tău. Vei avea o casă distrusă, lovită de blestem, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie care se va îngrena din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Și într-adevăr așa s-a întâmplat, scrie pe pagina cealaltă de la versetul 18, după toate acestea, blesteme pentru casa lui, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie care a fost fără leac, s-a îngreunat din zi în zi, a murit în dureri grele, n-a ars tămâie în cinstea lui și a zice eu, nici măcar nu l-au îngropat cu biserica, nu mi-a meritat nici atât. De aceea, iată cum orice moment din viață este important. Recapitulez și mă opresc aici. Noi toți suntem creația lui Dumnezeu în arborele omenirii. Toți. Și suntem responsabili de ceea ce facem pentru noi și pentru copiii noștri. Dar și copiii sunt responsabili de ceea ce au primit de la părinții lor. Ca părinți, lăsați în casa dumneavoastră să fie prezente lucrările lui Dumnezeu. Mi-a plăcut foarte mult de fratele de la Ucraina, care a fost și aici când am fost la ei. Ne spunea, ne-am întâlnit prima dată, spuneți-ne din lucrările Domnului, dar zicea el, nu lucruri negative, din astea avem și noi, nu ți le spunem. Spune-ne lucrări dumnezeiești. Cu așa ceva îmbogățiți memoria copiilor dumneavoastră. Cu lucrări din Biblie și cu altele. Dar nu doar cherecma, nu doar evenimente, principii, legi pe care constelațiile le respectă, pe care nu le calcă pământul, soarele și luna, legi
care trebuie respectate acasă, de părinți și apoi de copii. Amin. Iar cât despre copii și despre tineri, fiecare trebuie să încheie legământ cu Domnul pentru el. Și vei fi responsabil de toți copiii tăi pe care îi vei învăța bine sau nu îi vei mai învăța bine. Iar cei care n-au avut părinți buni, nu e o problemă. Ei la tinerețe, caută pe Domnul, încheie legământ cu Domnul și dintr-o dată e ca și cum ai altoi acea ramură. Nu mai este ce a fost până acolo, ci este o altă sămânță, cresc alte roade. Iar dacă vreunii din cei care nu se țin de legământ și îl vor călca, nu uitați, cât despre pocăiții care nu se țin de pocăinței, nu numai că își vor pierde mântuirea, vor fi și pedepsiți de Dumnezeu. Pentru că este o batjocură să te naști un neam sfânt și să transform neamul sfânt într-un neam păcătos. Nu vei avea succes în viață. Dar Dumnezeu pe noi să ne umplă de harul bucuriei de a fi părinte și de a fi un copil și apoi un tânăr care îl cunoști pe Domnul și să fii mântuit pentru toate acestea. Amin.